Potrivit reprezentanților Administrației Porturilor Maritime Constanța, traficul de cereale din portul de la Marea Neagră a crescut de peste 3 ori în ultimii 9 ani. Această categorie din materie prima a ajuns să genereze aproximativ 30% din totalul mărfurilor tranzitate în primul semestru al anului 2017. De aceea, portul Constanța se califică pentru al doilea an consecutiv pe prima poziție în Europa în ceea ce privește tranzitul de cereale. Portul Constanța este numărul 1 în lume în ceea ce se cheamă cereale. Și în acest an va rămâne numărul 1 în lume în ceea ce privește cereale. Totodată, directorul companiei, Nicolae Dan Tivilichi, a declarat că, din punct de vedere financiar, rezultatele sunt mai mari cu 9% față de cele prognozate, iar încasările au crescut cu 98% față de anul trecut. Gradul de încasare pentru anul 2017 a facturilor emise se situează undeva la 98,3%, ceea ce putem considera că e o adevărată performanță sau un record pentru administrația portului Constanța. Printre obiectivele de anul viitor se numără și modernizarea tramei stradale. Mai exact, se dorește creșterea numărului de benzi circulabile la poarta 6, de la 4 benzi la 6 și reabilitarea instalației electrice. De asemenea, modernizarea accesului în port pe la poarta 1, care va conduce la descongestionarea traficului rutier între port și oraș, va fi încheiată în luna martie a anului viitor.